Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem în 13 mai și venim, verificăm anumite colonii de albine pentru a preveni roirea sau a opri sau a prelungi starea de roire. Albinele sunt un pic nervoase, fiindcă abia acum a dat soarele, până acum a fost frig. Dăm un pic cu fum din zona. Sper să nu deranjeze fumul. Aici avem o matcă roșie, avea foarte mult puiet. Am scos sertarul, l-am lăsat în fundul gol. Vin să văd dacă a luat siropul. A început să ia. Într-un anumit timp nu lua acest sirop cu ulei esențial, dar trecând timpul a început să-l ia. Și această colonie este izolată. Adică matca este izolată pe 3 rame. Undeva la 70% din colonii este izolat. Siropul este dat în principal la matcă, iar aici avem, cum ar veni, catul. Deci matca este izolată aici. Hai să vedem dacă se vede bine. Da. Mătcuța este izolată pe aceste trei rame. Să văd dacă pot veni mai aproape. Am un trepied mai defect. Ne rezolvăm imediat. Să se vadă cât mai bine. Întoarcem un pic în jos. Așa. Acum cred că se va vedea. Deci, aici avem o grilă Hahnemann. Acum e multă albină în stuc, fiindcă n-au ieșit prea bine la afară, la lucru, și vreau să-i fac o anumită lucrare. Când am izolat matca, i-am pus o foaie la crescut. Acum am aștept să fie oată, să dau la o parte tratamentele cu oxalic. Sunt foarte bune, eu sper să ținem, să țină în frâu varoua, mai ales la aceste colonii care au, să zic așa, aceasta roșie a mis că are tendința mai mult de a se infecta cu varoua. Iar dacă găsim rame cu miere, o să le extragem fără nicio problemă. Le ducem la centrifugă, am pregătită centrifuga și dacă e ceva de extras, vom extrage. Înlocuim aceste rame care nu au puiet. Dacă au puiet, le lăsăm în pace, mai e de eclozat. Are foarte multă miere aici. În locul la puiet va fi înlocuit cu miere. Mă uit dacă are borci. Deci va ecloza puietul. Aici matca nu mai are acces. Această rămă va fi dată la centrifugă.
Da, să urmăresc pe aceasta. Poate se poate da aceasta. Așa am extract și eu ceva miere. Am să vă arăt. Aceasta se va da la centrifugă. Iată, avem miere aici. Foarte frumos. Foarte grea. Mai are ceva puiet acolo, da? Totuși o să o dau la centrifugă. Mai are un colț aici de puiet. Voi decide mai târziu. Dar o să dau la centrifugă și o să vină mutat în altă parte, nu e nicio problemă. Acum verifica această zonă unde albina are acces. Eu nu sunt foarte mulțumit de această tehnică de izolare. O să dau la centrifugă, fiindcă și aici e plin cu miere. Și puietul va ecloza și va fi pus miere în continuu. Aceste rame mi se pare că sunt pline cu puier. Da, și înlocuiește foarte frumos cu miere. Deci unde eclozează puietul, umple cu miere. E un lucru foarte bun pentru staționar și nu este ca atunci când te duci la floare, la pastoral, ci lucrezi așa mai pe lângă casă, stai liniștit, nu faci apicultură comercială, să zic așa, ci să scoți și tu acolo niște miere, să îngrijești albine lângă casă. Mulți începători așa vor începe lângă casă. Foarte mult nectar. O familie puternică, soții și în frâu să nu roiască, asta mi se pare o soluție foarte bună. Deci asta e matca roșie, adică o soluție foarte bună cu izolarea mătcilor. Nu total, anul trecut am izolat total, dar acum am decis să le semi-izolez. Pe trei rame matca poate să lucreze. Și când vreau eu să vin, de exemplu cum am venit acum, pot să foarte ușor să scot o ramă cu puiet de la matcă, o să vă arăt cum arată. Păstură mult, o să fie foarte bună peste, suntem în mijlocul mai, peste vreo două luni o să fie foarte bună, cu toate că colectez. Când e vreme bună, colectez polenul. Totuși are foarte, foarte bine pus. Adică are polen destul în ramă, păstură. Mierea o dau la centrifugă și ramele cu păstură mai bine înapoi. Eu caut boci, dacă nu cumva când am izolat matca a mai rămas vreo botcă oată, dar nu e nicio problemă. Arată foarte bine. Arată foarte bine la lucrarea care o fac eu. Acum am dat la o parte două rame. Ambele cu miere, mai multă, unul are și ceva puiet.
foarte frumos. Bine, deci nu avem botcă. Acum, știu că matca are nevoie de spațiu. Rama asta o dăm înapoi lângă grila. Ce este incomod să lucrezi la, în acest mod, este extragerea ramei din acest mic nucleu format, unde matca este izolată. Da. Trebuie să avem grijă cum scoatem rama asta, a fost dată la construit. Știu că e construită. Și în 90% din cazuri matca este pe această ramă. O să arunc o privire după mătcuța, după boci. Are cam 2 săptămâni că e dată această ramă. Caut mătcuța, matca o caut, ca să pot da o ramă în față cu puie, în de o parte. Acum mai iau următoarea ramă. Acum e mai ușor, fiindcă am luat-o pe cea din mijloc. Eu așa încep din mijloc, da? Foarte mare atenție să nu rănești matca. E o lucrare mai cu băgare de seamă. Ar fi ideea să nu fie aici matca, că rama asta își dau-o în față. Și în locul ei aș aduce o foaie. Am zărit-o pe matca, cu toate că e destul de dezvoltată. O să aduc o foaie în locul ei. Consider că nu este aici matca. Așa că o să verific și următoarea ramă pentru siguranță, da? Cel mai probabil este pacea. Foarte bine arată familia. Trebuie să desprindem un pic și grila. Așa.
aici ar trebui să fie, fiindcă aici are celule goale. Aici e clozată albinuță și... aici trebuie să fie. Multă albină tânără. Unde ești, măcuță? Știu că e aici, dar nu știu, nu o văd. Dacă nu o văd, atunci trebuie să o mai iau de la capăt iară. Acestea sunt singurile rame pe care poate face boci, dacă face. Voi verifica aici câteva boci, da. Iată, aici avem lăptișor, deci avem o botcă. Aici alta. Deci ea intră în frigurile roitului, dar e ținută sub control, fiind izolată. Da. Verificăm bine. Trebuie să mă mai uit pe ramele celelalte, fiindcă vreau să iau ramă. Se dau fagure la construit. Deci numai pe rama aceasta poate să facă boci sau pe celelalte două. Bun, nu o văd aici, o dăm la loc. Înseamnă că e pe celelalte două. Trebuie să le verific din nou. Să o verificăm din nou. Pe cea care am dat la o parte. Ea se ascunde de obicei și nu zărește. Era ideal să fie aici, dar nu este. Gata, este, am văzut-o. Foarte fain. Aici partea superioară. Îi distrugem aceste boci unde găsim ouă. Bun, și acum putem face lucrarea liniștit. Care e lucrarea? Deci, lucrarea este următoarea. Luăm această ramă unde mă uit de boci, dar n-am văzut. Deci mă uit un pic de boci aici. Și aici. Deci aici nu avem boci. Odată ce nu avem boci, o aducem în compartimentul în care matca nu are acces. În acest compartiment matca nu are acces. Bun. Acum aducem matca la locul ei. Yeah.
o trag în lateral. Cu această ocazie urmăresc să crescă puietul doar în rame noi. Asta urmăresc, mă duc să aduc un fagure, rază un pic. Am adus două rame, un fagure nou, o ramă de plastic și o dăm, aceasta o dau la să o umple cu miere, pur și simplu, e goală. Mai are loc unde să bage miere. Dăm ramă la construit. Iată, aceasta este. Am ceruit-o eu cu pensula. Ca să ceruiești cu pensula, nu știu cum va fi luat în construcție. Am câteva date mai încolo. Le vom verifica. Foarte faină colonia aceasta. Cam atât. Așezăm înapoi tratamentele. Iată așa. Am aici două rame care le-am scos. Una cu miere mai puțină, una cu puiet mai mult. Asta o scutur, trebuia să o scutur înainte, dar scuturam acum, nu e nicio problemă. O ramă grea, având foarte multă miere pe ea și o să o dau la centrifugă, chiar dacă mai are un pic de puiet aici care va ecloza. O dăm la centrifugă. Cealaltă ramă o ducem în altă parte. Iată, vedeți, aici avem o ramă cu puiet. Aceasta o duc la un stup care l-am format acum. Un roi. O duc așa cu albină cu tot, sau scuturi. O să o scuturi totuși. Avem numai puiet căpăcit aici și miere și duc la roi. Bun. Cam asta e lucrarea la familia respectivă. O să spuneți că pun folia, fiindcă e fundul gol, e scos fundul. Aș putea să las aici un pic, pot să fac și acest lucru. Lăsăm așa un pic aici, să face un curent de aer.
Deci ea oricum era în frigurile roitului, dacă era cazul, dar fiind izolată matca, chiar nu avem de ce să ne facem griji. Eu o să reumplu sticlele cu ulei esențial și continuăm mai departe.